Bine, v-am regăsit. Berbec. S-ar putea să fiți mult mai sensibili și să nu vă simțiți în formă. Vă sfătuim să evitați deciziile importante, să nu semnați documente oficiale și să nu vă faceți planuri de viitor. Evitați discuțiile în contradictoriu. Taur. Survin numeroase schimbări de program, deci nu este indicat să vă faceți un plan strict. S-ar putea să aveți de făcut câteva drumuri scurte în interes de serviciu spre nemulțumirea partenerului de viață. Vă sfătuim să vă păstrați calmul pentru a nu tensiona și mai mult relațiile sentimentale. Gemeni nu vă simțiți în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale de unde și starea de nervozitate în care vă aflați. Vă sfătuim să nu asumați nici un risc pentru că aveți șanse minime să reușiți. Înarmați-vă cu răbdare și controlați-vă impulsivitatea. RAC Nu este o zi bună pentru călătorii și nici pentru afaceri. Starea de confuzie și simțul practic scăzut vă pot conduce la eșecuri. Relațiile sentimentale sunt bune, dar vă sfătuim să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Nu evitați comunicarea cu cei din jur ca să nu fiți înțeles greșit. LEU Dimineața sunteți plin de energie și idei puteți avea succes pe plan social. Aveți grijă să nu depășiți anumite limite din cauza entuziasmului expunându-vă la accidente. Evitați discuțiile în contradictoriu cu o femeie. După amiază, vă loviți de o problemă sentimentală care ați crezut că s-a rezolvat de la sine, dar acum revine în actualitate. Fecioară Dimineața este posibil să fiți irascibil și indispus. Vă recomandăm să nu vă ocupați de probleme care necesită răbdare și tact. Cu toată dorința de a fi convingător, este posibil să întâmpinați neîncrederea colegilor. Acasă vă bucurați de armonie și bună înțelegere. Cu celelalte șase zodii ne întâlnim în câteva minute la jurnal de astre.